Un turist polonez a fost la un pas să fie rănit de un urs pe Transfăgărășan în momentul în care a încercat să-l fotografieze. Haideți să vedem câteva imagini surprinse acolo. Ursoaica era alături de puii săi și l-a atacat pe bărbat în momentul în care acesta s-a apropiat. Din fericire, polonezul și-a retras la timp, însă nu a renunțat la ideea de a fotografia animalul. Întreaga scenă a fost filmată de o altă persoană care a și postat imaginile pe rețelele de socializare. Polițiștii le reamintesc de fiecare dată oamenilor că apropierea la mai puțin de 20 de metri de un animal sălbatic, fotografierea ori hrănirea acestora se sancționează cu o amendă cuprinsă între 500 și 2000 de lei.